Ești pe scenă. Da. Mulți ar fi zis că nu o să mai am pe scenă. Mulțumesc Dumnezeu, da. Și medicilor. Știu că ai făcut o procedură foarte sofisticată, are un nume pe care nici nu știu să-l pronunț. Radioterapia. Da. Asta e una dintre ele. Dar sunt foarte multe litere. Am citit undeva despre povestea asta și n-am înțeles niciodată. E vorba de o procedură non-invazivă, adică nu intră nimeni acolo în afară de niște unde. Da. În locul care trebuie tratat. În cazul meu a fost o radioterapie de prevenție a prăștierii bolii, mizeriei care a fost acolo. Da. A fost o tumoră. Da. Și există un centru la nivel european. De fapt, e o clinică asociată acestor centre europene. Da. Ametist se numește, la București se găsește, da. În România, deci nu e nici în China, nici în Indonezia. Așa. Și nu numai că e extrem de plăcut să mergi acolo, eu am fost surprins pentru că mi-era teamă. Zic, stai că acum te prinde, te leagă, te nu bine, știu ce. Plăcut că e confortabil. E am foarte confortabil și mai întâi te supune unor investigații preliminare. Da. Unde tabloul tău clinic este analizat de niște medici eminenți, condus de profesorul Chiricuță. Tot român. Român, da, bine, el a stat vreo grămadă de ani în Germania. Da, e român. Da, e român. Și tatăl său are chiar un institut în Cluj care poartă numele, Ioan Chiricuță. Foarte tare. Și s-a ambiționat să vină aici, este foarte, foarte meticulos. Deci cu fiecare pacient stă ore în șir să vadă exact unde, cum și ce trebuie, pentru că este vorba de o terapie radio țintită, deci nu afectează țesuturile de lângă. Așa, dai seama că ar fi... Eu știu că tu între secțiuni mai și cântai. Adică da, erai pentru utilizabil, că cum să zic. Există și această chestie de abordarea pacientului la ceea ce ocupațional mă refer. Și atunci dacă stai 10 minute, pentru că atâta stăteam eu la fiecare ședință, îl eșalonează, să zicem, pe o lună de zile acest program. Am înțeles. Și este un program foarte, foarte modern la nivel european, pentru că rețeaua este europeană. Este cea mai modernă, de fapt, ca sistem de lucru și salvează foarte multe vieți. Asta e foarte important, pentru că radioterapia țintită pur și simplu omoară tumora, dar nu afectează țesutele din jur. Am înțeles. La mine a fost mai complicat. M-am dus la domnul profesor Chiricuță, m-a trimis întâi la operație, m-a operat într-un alt loc și am revenit pentru terapie. Dar dacă ai ști de la început sau de foarte devreme, ai putea să scapi fără operație. Liniștit, liniștit. Însă, foarte important este că echipa de acolo e super profesionistă. Buncărele de radiele, că așa se cheamă ele, da. Sună ciudat, așa se cheamă. Au muzică, au peisaje pe acolo, au muzică de pian. Nu te doare nimic. Absolut doare? Nimic. Nu te doare. Și... eventual te bronzezi așa puțin. Am înțeles. Dar oamenii vor să știe dacă ajungi la concerte. Știu că mâine aveți treabă. Da, avem până în weekend. Deci ești funcțional. Da, da. Ți-a dat un doctor hârtie. Leo Iorga poate să cânte cu băieți. Da, da. Ce mai am eu deficit este o mișcare mai grea cu piciorul drept, pentru că a fost paralizat. Da. Dar iar și important acolo la Metist este că au un personal foarte dedicat și foarte deschis, pozitiv. Și bineînțeles, în afară de chimioterapie și celelalte proceduri care se fac acolo, în primul rând, terapia radio este specificul acestei clinici Ametist. Se face și o consiliere psihologică, psihoterapie special-oncologică. Deci există Adina Moraru, care e specializată în pe această boală, care nu e o fericire, dar trebuie să înțeleagă fiecare că este o boală care trebuie ținută sub control. Te vede omul la televizor, zice, uite domnule, deci se poate, nu e acasă, sub o păturică sau mai rău cine. Bine, eu mai am și colegii care mă îndeamnă din spate. Ai păi dacă ți-au pus concert mâine, dacă mă înșel, suntem la... Mâine suntem la Ploiești. Ploiești, Ploiești. Ceea după aceea la Sinaia, înseamnă după aceea la București. Mulțumim tare mult, Pac, bye, Leo Iorga și Adi Ordean. La o scurtă pauză, ne vedem imediat, sunteți la noi.